Că tot mă gândeam la prima, că mă frământă lucrul ăsta. Ce mai invitarea ziua de naștere? Ce lucrul meu? Îmi trebuie invitație. Ce? Și așa veneam din rețet până la piana poștală să am lăsat scrisori tale în anumă. Nu putea acum să vină până la ușă și să-mi lasă o invitație, nu știu. Zic eu că nu o lua nimeni. Sau că telefonul ăsta strica, nu știu. Să-mi dau un telefon? Nu putea să-mi dau un telefon. Îl trimitea prin poștă. O scrisorică. Cu două, trei zile înainte. Ce căutam? Din ăla? Fica de naștere. Și că dacă vreau, îmi zice așa. Mai ales că acum are YouTube. Și știe relația mea cu tărma. Că e foarte pensionată și aia e săracă. Și n-are cum să renunța asta de sărăcie. Știa că eu n-am bani. Adică m-aș și văzut în zilele precedente. Bă, ăsta mai are bani ceva de un cadou ceva. Și îmi lăsa și mie acolo un cașcaol. Să zic un milion. Mă băga în scrisoare. Una recomandată, nu umbla nimeni. S-au comandat poștal cu trimitea mea pensie alimentară. Îmi venea și mandatul poștal, dar nu, mai bine prin scrisoare, că știa că n-am bolete, nu am să ridic bani, da? Păi, dacă e fată cu facultate, nu-i merge căpățâna. Ce, e căsătorită cu oricine, da, se dă cu numele de rădăcină, oricum ar fi. Nu contează ce viață personală are. Da? Suntem oameni moderni. Dar în ziua aia eram neinvitat. Uite, astăzi, că cu invitație sau neinvitație, eu aș fi obligat de fapt. Nu sunt obligat, că ea nu vrea. Dar la ora la 12 la 2, se fac vizite la fată. E a patra sâmbătă în lună. Deci eu am dreptul, că este un drept. Dar ea mi-a scos orice drept. Cum? Ea are orice drept. Are dreptul și de telenovelă, dacă a pasat faza aia cu Ioana, cu plângea mama și telefoanele și astea, înseamnă că are idei și de împăcări. Nu știu ce fel de împăcări. Telenovele. Deci are și dreptul de a visa la împăcare. Și a te scuza prin chestia asta. De iubire. Poate tu mi-ai demonstrat, eu n-am niciun drept, n-am nici dreptul la iubire. Deci odată ce mi se înfipează asta în creier, că n-am dreptul la iubire, n-am cum să te iubesc. Când o pizdă o să-mi dai dreptul la iubire, poate pe aia o iubesc, nu pizdă, fată, o femeie. Tu nu mi-ai dat dreptul la iubire. De ce? Odată tu nu mai mă iubi, că asta se înțelege, erai femeie, erai liberă, viața personală, alea. Nu oricine poate să mă iubească sau oricum. Nu contează cum sunt eu, ce calități morale sau imorale am, sau... Nu contează lucrurile astea, mai ales că stăteam un timp scurt, de două ore. În care puteai să vrați, știi? Deci asta e după părerea mea, de minte de un nebun. Deci acum eu la 12 ar trebui să mă primenez, să mă spăl, am haine curate, să mai am aia, o să fac ce trebuie să fac, nu e nicio problemă. Dar eu eram obligat să... Obligat? Nu eram obligat. Dar e un drept al meu. Un drept îl poți uzita sau nu? Din diferite motive, da? Sau cauze. Nu vreau să-l uzitez. Adică să-l folosesc, că trebuie, ție textul acum, când încep eu să mă stric ca aia care am mai citit de câteva cărți. Când încep să mă stric, s-ar putea să nu înțelegi, deci îți bag și definiție sau un cuvânt similar. Oricum mie nu-mi tremui textul, nu știu dacă l-am deschis vreodată de. Unele cuvinte, pentru că n-am deschis textul, oarecum le confund, dar știu cum să le așez în propoziție. Știu ce înseamnă. Dar dacă îmi zici, bă, zi-mi definiția lor ăla. Nu, pentru că nu m-am uitat în text, cum să aia. Dar îți explic din alte cuvinte, cum înseamnă cuvântul ăla. Și ce să văd acum? Vin la ora 10.
fata e bolnavă, că nu s-a mai întâmplat odată, e fata bolnavă la o vizită. Deci eu fac o vizită odată la un an, doi, tocmai era fata bolnavă. Odată mă așteaptă la poartă mota, nici nu m-a lăsat să-i împucute. Înseamnă că era cineva important acolo. Și eu, după aia ieși și Marian, că au zis scandal. Pa, aia în mijlocul străzii, se zgâia mota. Deci mota acum este scutul, șildul. Trebuie să mai bătrână. E femeie muncitoare care a muncit la viață. E și vine un bețiv la totul aia. Și trebuie să arate la toți vecinii cât de chinuit a fost fisa. Băi, să-i dea adresa mea de YouTube, să vadă cum am înjurat. Și ce, care a fost viața noastră. Acum, după ani și ani, de când am început să o iau la tăbăleală pe fata? Parcă doar de un an și ceva. Și de ce iau la tăbăleală? Păi îi place la fata tăbăleală. Și s-ar putea să început, s-ar fi început să mă iubești. Oamenii nu sunt reticenți la iubire, toți vor să fie iubiți. Sau măcar admirați. Orice fel de om. De-aia unii fac prostii când se despartă de iubita, ajung să se sinucide sau de iubire. Sau să omoară între ei. De ce? I s-a luat iubirea. Și ce? Nu găsești iubire în altă parte? Sau care e problema? Deci stați iubiți-vă acolo, ocupați-vă. Cum ea vă stai acolo? Iubirea. Păi că mamă, aproape că-mi bagă limba în gură. Avea și moșul. Mamă, dar să vezi cum respecta doamnele la și ceva. Mănuța așa. După aia. Mon chéri. Zicea. Papa făcea reverență. Stătea la genunchi la partea. Mamă, ce civilizat e gagiu. Cu femeile, am zis, respectă femeile, băiatul. Dar pe mine nu. M-a luat la bătaie și era în genul. Și am zis, wow. De fapt, el a provocat. Recunosc. Reiterăm și rememorăm. Urle! Că am întârziat și mă spune lui șeful. Parcă era la grădină de copii. Te spun un tovarăș. Păi eu cât am întârziat, mă? Îl schimbam băiatul. Și băiatul deja era pregătit, de acasă era neapărat. Era îmbrăcat frumos într-un costum. Zicei că e mare parlamentar. Păi, wow, văd nervos, da, așa. Foarte nervos. Intră în atelier. Bă, bine că s-a întâmplat în ziua aia să întâlnim. Cu toate că eu am fugit de la autobuz. Dar mă, și eu trebuie pe casă, nu știu la atâta. A, pe calculator, mai făceam programele. Câteodată făceam, câteodată nu. Puneam tu clip aia, mă uiteam. Și am întârziat. Și autobuzul oarecum a întârziat, dar, băi, când am intrat în atelier, a urlat. Ai întârziat peste 15 minute. Mă, și-o pe telefon, m-am uitat pe chiar ăla ceasul lui, care era ceasul la atunci în atelier. Era un ceas de la tine, zis cu bateriile aia. Ăla, dar mergea bine, ăla merge bine 2-3 ani, care rotiții din plastic. Până după aia se mai belește, dar dacă un bine, pot să repare. Era miștoane, acum văd că nu mai produc altele. Și zic, eu vine mă, încoa, să vezi că am întârziat 3 minute. Nu, să dau mă. Adică, wow! Adică, mamă, de începe cu rățoială, cu hardeală, cu castangeală. Deci acum mă duc acolo să mă bat și așa mă bat în cei care cu oricine. Asta mi-a trebuit. Și mai ales că e martor copilul meu. Și face traume mentale. Și așa l-am văzut foarte traumatic. Și de fiecare dată ieși cu cafteală. Cum? De fiecare dată? De 9 ani de zile. Cu cafteală. Deci, nu că eu nu sunt, zic că nu sunt avut violent. Sunt foarte violent. Mai ales că sunt purcat la gură. De ce? Că știu ceea ce spun. Sau doar am impresia, dar nu sunt eu cel care provoc prima dată, de? Dar acum imediat reacționez, nu pare important. Și constituțiile care sunt căci distrugerea de sexuală și socială. Foarte bine, țin-ți-o voi așa, cu codul tinerilor maniere. Dacă îmi vorbești frumos, îmi vorbești frumos, da? Eye for an eye, teeth for a teeth. Adică ochi pentru ochi, din
Nu că iubire. Bine, ai citit Vechiul Testament, dar vezi că se termină cu Apocalipsa, care înseamnă revelație. Și am o revelație, n-am ce căuta acolo. Deci astăzi de duminică, e destul de târziu, o să întârzi după ora 12, ajung, că trebuie să-ți spun, nu știu, vreo 3 mijloace de transport în comun. E duminică, circulă greu, sunt mai puține pe traseu. Și ajung după ora 12, bă, s-ar putea să mă primească de data asta. E un scandal mare. S-ar putea să mă primească cu pupături? Cine știe ce pula mea s-ar întâmpla? De fapt, pot să-mi dau seama, după drum îmi dau seama cum e starea vremii. Dar știi care e chestia? S-ar putea să facă de-astea. Dar ajung după ora 12. Și după aia, vizita mea, care tot timpul a fost din ce în ce micșorate, să aibă micșorat cu toate că o să fie mare și dacă mă ține până la ora 2. Eu o să ajung pe la 12 și ceva, cel mai devreme, de primenit eu mă primenez repede, ca un bărbat, știi? Cât de cât ar trebui să-mi dau barba jos. Mie cam lene, mă duc așa intelectual la fată. Că și fata e brilliant și când vede cu froci la bord, și mă duc așa la fata. Hai să simulăm vizita de fapt. Bing bang, are cum ei zic. Bing bang, bing bang. Iese baba. Eu bună ziua. După aia începe să zâmbește. Când baba se zbă o scobitori. Zâmbește. Bună ziua. De ce ai venit? Doamna, este ora fix cu. Ce? E ora aia fix cu. Nu mi-a luat nume de rog. Scuzați, vorbesc urât. Dar eu am văzut ceas cu cuc când eram. Și ce făcea? Ieșea un cuc de la a, și tu ai ceas cu cuc? Da. Când? Când mă trag de pulă. Zisea că nu vorbesc așa. Dar eu o simulez acum cum mai mi-o chef. Ei, ca să vedem cum rabdă și ei de-astea. Dar bine, dar nu mai vorbi urât de fața fete. Păi nu vorbesc cu el. Cucul e o pasăre care face ouă. Ca orice pasăre. Și cucul meu are ouă. A, da, nu vorbi urât de fața fete. Bine, doamne, scuzați. Scuzați-mă. Exact, te scuz. Hai, Zino, pentru că a fost ziua fetei tale. Vezi că nu știi când e ziua de naștere ei? Da, am o mare recunoaștere că nu știu. Atunci, intră. Vede că merg cu mâinile goale, așa ca Pinocchio. Mi se fata, la, puțin obosită, că a fost baia era mie, după ce, oh, bună, ce faci? Aia, bună, da, face, uite monstru. Păi eu nu sunt monstru, frate, de ce trebuie. Sunt monstru sac, contemporan. Ce aia contemporan? Nu cred că știu, dar, adică din zilele noastre. Și după aia este Adriana. Zile domnul Geo, zile domnul Geo! Frate, aola, ai câștigat aseară ceva? A, nu. Păi ce faci, fată? Aia nu sunt fată. Doamne. A, păi acum ți-ai dat seama. Păi eu nu sunt, sunt plăcău. Sorul mea, ce înseamnă? A, da, sorul mea, dă-o un problemă. Adică nu dă-o un problemă, să înseamnă că n-am. Zic, păi faci Alexandra, dacă de mine și alții. Ce înseamnă plăcău? A, poate păi, că scute din tăierea toamnă, țara nimeni mai răză. Înseamnă unul care e virgin. Și ea știe de pula bizdă. Copiii știe de mici. De cea mai înscris că sunt că nu știe. Și uite la măsa virgin. Știe ce a virgin, aia ține. E după modă. Păi da, făcău. De la care miros a făcut. Le am și nu zic. A, făcău curbat. Virgin, am gânduit. Măsa, nu mai faci mișto în fața fetei. Păi eu, băi, scuze. Scuze. Așa, ce ai de spus? La mulți ani, la mulți ani, așa mă cum ați la mulți ani. Păi, aolo, ce e asta? Zice Alexandra, mamă, cum face? Ia mai fă o dată, tată. Păi zici că ești taică. Păi zici că sunt, dar nu sunt. Ia uite, la mulți ani, la mulți ani, tu ești copilul meu. Aia, păi de ce ai venit? Că am o hotărâre de decătorească care țin de 12 și 2 să te vizitez. Păi ai zis că nu sunt copilul tău. Păi nici copilul meu. Dar eu am... Na, s-a dat o hotărâre și dacă
e hotărârea aia, să nu fiu ilegal, că poate intru la Pârnaia, măcar pe aia fără. De ce? Păi mă, a zis că să mă duc la Pârnaia când îmi e locul. Adriana, când am zis eu asta? Nu știu, acum câțiva ani de zile, nu mi-au zis menori. Stai liniște că am intrat la Pârnaia, la altfel. Mă duce salvarea la spital, nu, mă ține cu tonul. Auzi, fata, de spital nou. Aula, avea de pe mama. Ești nebun, de aia făcea așa la mulți ani. Păi da, de aia spuneam foarte așa la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Să dea Dumnezeu, să nu dai de greu. Adriana, băi, deci te așa. Și la mulți ani, și la mulți bani, fate, eu nu sunt tatăl tău. Aia pe ce cauți? Nu ca nimica. Trebuie să fac vizita. A, vizita? Da. Adică de ce vizita? Era o pisă de teatru care n-am văzut o treabă în bani și vreau să o văd. Cred că o reiterează. La mulți ani, la mulți ani, copilul meu, care nu ești copilul meu.